mi-a trimis pe cineva, a venit un prieten comun. Nu vreau să-i dau numele, nu e implicat în politică, e un om la locul lui. Omul doar că îi cunoaște și pe ceilalți din zona aia, a apelat la el, omul m-a dus la o întâlnire cu cine? Că a spus că e împuternicit de Plahotniuc să negocieze cu mine. Cine? Domnul Vladimir Cebotari. Deputatul Pro-Moldova și fost ministru al justiției, care era nelipsit la aceste patru întâlniri pe care le-am avut, cu alături era un domn, Nicolae Gabureac, un fel de om de afaceri, dar din ce am înțeles eu, da, un tip care mi-au spus foarte mulți că gestiona atacurile Raider pe vremea lui Plahotniuc și un tip așa care a plătit foarte mulți bani ca să dispară numele său de pe internet. El este de fapt implicat în traficul de influență pe la judecători, el e curat de transmisie între cebotarii, pentru că acum, trebuie să o spunem cu subiect și predicat, Vladimir Cebotari este cel care gestionează schemele din justiție. Ca să fie foarte clar, eu l-am simțit pe pielea mea. El ascultă de Plahotniuc, el este loial până la capăt, așa este. Alții s-au dus puțin în altă parte și știți, poate mă refer la unii care s-au... Domnule Cebotari, bună seara! Bună seara! Alex Kozer, sunteți în direct la Secretele Puterii. Așa. Nu știu dacă urmăriți emisiunea, invitatul nostru este domnul Cristian Riza. Nu urmăresc nimic. Dar pe domnul Cristian Riza cred că îl cunoașteți. Da, cineva a rugat să mă întâlnesc cu dumnealui. Domnul Riza spune că a avut toamna trecută mai multe întâlniri cu dumneavoastră și că dumneavoastră erați acolo. Că erați ca un intermediar al lui Vlad Plahotniuc. Nu este adevărat. Dumnealui s-a adresat la mine ca să fac un contact cu domnul Plahotniuc și... Dumnealui nu a avut niciun contact cu domnul Plahotniuc, pentru că eu nu pot. Dar ați avut întrevederi cu domnul Riza? Da, sigur, am avut. Până apărea toată istoria aceasta. Câte întrevederi ați avut? Două. Din câte mi-aduc aminte, două. Ne-ați numărat bine. Cred că patru erau la restaurantul Sarkis, că ne-a văzut toată lumea și știți că s-au filmat. Și cred că la ultima v-ați dat seama că erați filmat și ați plecat, domnul Cebotari. V-ați ridicat de la masă și ați plecat. De două ori ne-am văzut, din câte eu țin minte. Și dacă vreți, memoria mai poate juca feste. Domnule Cebotari, ce v-a transmis domnul Riza? Ce v-a cerut la cele întrevederi? Niște acte a transmis, pretindea că are niște drepturi și zic, ok, n-am auzit, să văd, eu nu știu nimic, o să întreb lumea. Niște drepturi asupra ce? Pretindea că are niște drepturi sau niște hotărâri, ceva de genul. Dânsul susține că Vlad Plahotniuc avea o datorie la el sau ceva de genul ăsta. Eu nu cunosc. Da, dumneavoastră îmi spunea mie exact aceleași lucruri. Atât, ceva... V-a mai acuzat... Vroia să-l ajute și cumva să aibă contact și să poată să... V-a mai acuzat, domnule Cebotari, v-a acuzat domnul Riza că dumneavoastră sunteți cel care controlează schemele în justiție astăzi în Republica Moldova. Îmi pare rău că domnul Riza se aruncă cu astfel de cuvinte și... Domnul Cebotari. Da, mă flatează. Da, bună seara, domnul Cebotari. Vă aduceți aminte că mi-a spus că îmi veți face ofertă. V-am dat pe WhatsApp, există prin screen-ul deja la domnul Cozăr, în care mi-a cerut documentele. Acolo se află și niște firme de ale dumneavoastră, inclusiv firma Amazon, pe care v-ați arătat uimit să o vedeți pe listă. Și mi-ați spus că îmi veniți cu o ofertă, dumneavoastră și domnul Nicolae Gabureac, în jur de 1 noiembrie. Ne-am întâlnit de 4 ori. Mi-a mai spus colegul dumneavoastră Gabureac, la un moment dat o sintagmă, într-adevăr, n-am luat în seamă. Mi-a zis, Vlad n-a fost învățat să dea, doar să ia. Vă aduceți aminte? Nu vă aduceți aminte. Sau când ați discutat de Hotelul Nobil. Că a fost... Nu vorbiți rusă și dumneavoastră nu vorbește. Da, știu, traducea prietenul meu la care am făcut referire. Am spus că am fost chemat de un intermediar, îl știți, Victor. Da, Victor Postolache, dacă vreți îi dăm și numele, că nu mă feresc. Nu e nicio problemă că îl cunoașteți. Prietenul dumneavoastră. Exact, el traduce. Eu nu cunosc, el a rugat să... Da. Ne vedem și atât. Exact. El a făcut juncțiunea între mine și dumneavoastră. Domnul Riza o să trebuiască să ridicați înregistrările la acel local, pentru că nu mi-aduc aminte mai mult de două ori. Dar oferta pe care mi-ați făcut... Poate întâmplător. Și nu v-am făcut nicio ofertă. Nu. Mi-ați spus, m-ați dus cu vorba... Am vorbit și de Hotelul Nobil la un moment dat, că ai pus sub sechestru și era o discuție că înțelesesem că Vlad vrea să-l vândă cu vreo 5 milioane. De fapt, tot Gabureac, lângă dumneavoastră fiind, eram în interior la Sarkis când îmi spune procurorii au pus sechestru pe el ca să-l protejeze de creditori.
Adică să îl țin acolo, să nu fie vreo problemă cu el, să nu-l ia, nu știu, domnul Platon, Rize, eu, sau altcineva. Eu nu știu ce, domnul Rize, eu nu înțeleg și nu știu ce vorbiți, nu știți, am cine înțeles. Vorbiți. Eu nu un știți. Lucru am să vă zic. Da, dumneavoastră v-ați adresat cu diferite solicitări să vă intermediez pentru a achiziționa și a clarifica careva probleme de dumneavoastră. V-am auzit, mi-ați dat actele. Le-ați transmis lui Plahotniuc mai departe acele acte? Nu, eu nu... Păi a zis că vorbește zilnic cu el, acum nu mai vorbește. Reprezentantul cuiva în afaceri sau ceva, asta este. Ok, domnule Cebotar, din păcate, dumneavoastră știți că este ora la care noi trebuie să luăm publicitate. Dacă doriți, vă telefonăm după publicitate și discutăm. Domnul Cozer, show-urile acestea ieftine, știți cum, nu prea mare plăcere. Să știți că 6 luni am apreciat oferta dumneavoastră, domnul Cebotar, și a lui Plahotniuc și a lui Dodon, 6 luni la penitenciarul 13. Nicio problemă, a fost bine, nicio problemă.